Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoșii, robii Tăi, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru. Și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Folositor și ajutător mare, te-ai arătat lumii în primejdii mucenice, că pe mulți ai izbăvit de pagube, furii urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință, împlinind cererea lor. Pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă, care îți cântăm, bucură-te, Sfinte, mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Întrupându-se cuvântului Dumnezeu, s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor, care au pătimit până la sânge, făcându-se apărători neputincioșilor. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te, stea neapusă! Bucură-te, rază de nematerialnic foc! Bucură-te, lumina celor păgubiți! Bucură-te, căderea celor răpitori! Bucură-te, taină care destăinuiește nelegiuirea! Bucură-te, stabile care oprește rătăcirea! Bucură-te, stâlp care împiedici necuvința! Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia! Bucură-te, suflare care întărești inimile suferinzilor! Bucură-te, mâna care descoperi prădăciunile! Bucură-te, lanț care ferici pe făptuitorul celor rele! Bucură-te, negură care întuneci gândurile necurate! Bucură-te, Sfinte, mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor celor ce voiesc a răpi munca săracului amărât de soartă și a stinge ființa lui, fiind amenințat de întâmplări. Pentru aceasta cântăm mărire ție, mucenice, și lui Dumnezeu laudă, aliluia, aliluia, aliluia. Să nu se învrednicească nelegiuiții a ne supune sub picioarele lor sfinte, când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin spumegând pe aripile vânturilor turbate, ci să cadă ca spicele țarnii de la fața ta și noi să te binecuvântăm zicând,
Bucură-te, nădejdea noastră cea tare! Bucură-te, căderea nelegiuiților vrăjmași! Bucură-te, îngrădirea nesățioaselor fiare! Bucură-te, înfrânarea mândrilor răpitori! Bucură-te că se cutremură cei ce calcă poruncile tale! Bucură-te că se ticăloșesc cei ce nu cinstesc minunile tale! Bucură-te că se chinuiesc cei ce nu cheamă întrajutor numele tău! Bucură-te că se tulbură cei ce te amărăsc! Bucură-te că se laudă cei ce îți mulțumesc ție! Bucură-te că de mila ta toată făptura se veselește! Bucură-te că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc! Bucură-te al umiliților izbăvitorule! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Dreptatea și pacea având în cugetul tău, ai părăsit tabăra Frigiei, neputând suferi ca să vezi închinarea idolească. Pentru aceasta, suindu-te în munte, cu post și cu rugăciuni ți-ai curățit sufletul de păcate și te-ai întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Păgânii, nemai răbdând urmările tale cele sfinte, prin care se defăima înșelăciunea lor cea idolească, căci propovăduind credința lui Hristos poporului și dovedind că El este Dumnezeu care face minuni, iar nu pietrele și arama, te-au supus chinurilor ce le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îți cântam. Bucură-te cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu târsine! Bucură-te cel ce ai fost ars apoi cu foc! Bucură-te cel ce ai răbdat usturimea ciulinilor! Bucură-te că ai fost străpuns peste tot cu înțepări! Bucură-te că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier! Bucură-te că și alte chinuri ai suferit cu răbdare! Bucură-te că n-ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta! Bucură-te că mai ales te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului și a sângelui. Bucură-te că Alexandria s-a îngrozit de credința ta cea tare. Bucură-te că tiranii erau mustrați de cutezarea ta. Bucură-te că nemai având cu ce te spăimânta, au poruncit de te-au tăiat cu sabia. Bucură-te că mulți privitori te binecuvântau zicând, bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Fericita credință a răsăritului, ridicând în sfârșit crucea între popoarele păgânești, după căderea tiranilor vrăjmași ai creștinătății, s-a zidit în Alexandria biserica ta, sfinte, de către un iubitor de Hristos cetățean în vremea lui Constantin împăratul. Și acolo s-au adus rămășițele moaștelor tale, cărora ne închinăm cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Aliluia, aliluia! Glas ridicând către tine grăim, grăbește, sfinte, a ne apăra, nu ne dezlipi nădejdile de mila ta cea mare, că unde vom năzui afară de tine să ne liniștim după noianul păcatelor noastre, decât după Mântuitorul și Preacurata lui Maică, la tine, cel ce ai pătimit cu dragoste pentru Hristos și pentru a noastră mântuire. Tinde-ți mâna ta spre noi, mucenice, ca să te binecuvântăm cântând. Bucură-te aflătorul lucrurilor pierdute, bucură-te aducătorul lor în starea în care au fost, bucură-te lauda cetățenilor cinstiți cu fapta, bucură-te fericirea negustorilor cu bune măsuri. Bucură-te, păzitorul neadormit al satelor și al orașelor care suferă de pagube. Bucură-te, scăparea celor amenințați de văpaie și de vifor. Bucură-te, ușurarea popoarelor ce se amărăsc de năvălirile grozave și de asupririle nedrepte. Bucură-te, povățuitorul drumeților ce te cer în ajutor. Bucură-te, izbăvirea oamenilor
de moarte năprasnică, bucură-te scăparea corăbilor cuprinse de vijelie și de furtuni, bucură-te mângâierea a tot sufletul asuprit și amărât, bucură-te și al nostru apărător grabnic în suferință, bucură-te sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule, hrană de mântuire vieții noastre, trimite-ne nouă de la Dumnezeu, sfinte, ca să nu pierim de mulțimea patimilor ce se îndesesc în noi cu prisosință, că păcătoși suntem. Dar care păcat sau ce mulțime de greșeale poate covârși vreodată nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, având rugători cetele mucenicilor, cu care dinpreună cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi, zice împăratul și prorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, mare mucenice Mina, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii, ca să ne liniștească durerile, biruind pe vrăjmașii care se luptă împotriva legilor lui. Apropie-te, dar, sfinte, apropie-te de noi, cei ce pătimim, ca să mărim minunile tale cântând. Bucură-te, mijlocitor fierbinte al celor suferinți către Dumnezeu. Bucură-te, stăruitor grabnic către dânsul. Bucură-te, ajutător puternic pentru cei ce păzesc poruncile lui. Bucură-te, nădejde nerușinată a creștinilor, bucură-te tămâie bine primită la cer în rugăciune, bucură-te vas ales al sfintei treimi, bucură-te cel ce nu voiește răutățile oamenilor, bucură-te cel ce plângi pentru nepriceperea lor, bucură-te cel ce pururea îi îndemni la fapte bune, bucură-te că îi povățuiești a viețui în unire și dragoste, bucură-te că pe mulți i-ai adus la pocăință, bucură-te că pentru toți te rogi pururea, bucură-te sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Evreul care era asuprit de creștin, prin tăinuirea banilor ce îi lăsase spre păstrare la el, până la întoarcerea sa, s-a botezat văzând minunea când i-ai descoperit adevărul. Iar creștinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse, spre vătămarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocăit cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Pe călcătorul de jurământ creștin și vicleanul prieten al iudeului, ieșind din biserica ta unde mărturisise neadevărul că nu are știință de acei bani, l-a răpit calul și pierzând în cale inelul și ocheiță, cu acelea tu te-ai arătat femeii lui acasă ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum a și urmat, și îndată s-a descoperit vicleșugul, de aceea îți cântăm ție. Bucură-te vădirea vicleșugului tăinuit, bucură-te aflarea aurului răpit, bucură-te rușinea faptelor rele, bucură-te amărăciunea urmărilor, bucură-te împlinirea datoriilor creștine, bucură-te creștinătorul iudeului rătăcit, bucură-te pocăința creștinului pierdut, bucură-te lauda bisericii răsăritului, bucură-te că prin a ta minune s-a arătat puterea darului, bucură-te că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit, bucură-te a lui Hristos vrednicule lăudător, bucură-te sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Lanțurile fermecătoare ale diavolului, cu care înfășoară sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfărâma de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire? Acesta, dar, întărindu-se către puterea sfinților mucenici aleși de Dumnezeu, risipește negura înșelăciunii și dezleagă legăturile vicleanului prin pocăință, cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Slavă ție, Împărate Sfinte, Dumnezeule atotputernice, care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe sfinții tăi mucenici și apostoli ca să ne izbăvească de cursele vrăjmașilor și să ne împărtășească de bunătățile tale cele nemărginite, ca în acest chip să se preaslăvească numele tău cel întru tot sfânt și să cântăm. Bucură-te, Mina, cel de toți iubit! Bucură-te, mucenic prefericit! Bucură-te, luptător neostenit! Bucură-te, viteaz neobosit! Bucură-te, cuget neprihănit! Bucură-te, privighetor neadormit! Bucură-te, doctor iscusit! Bucură-te, judecător nemituit! Bucură-te, sprijinitor nepărtinitor! Bucură-te, dar nesfârșit! Bucură-te de daruri dătătorile! Bucură-te de multe minuni făcătorile! Bucură-te, sfinte, mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Numele tău, mai mult decât oricare altul dintre sfinți, s-a făcut creștinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnică și îndestularea a orice păgubiri suferite de dânsii, pentru care și astăzi, pătimind cei ce stau înaintea icoanei tale, cu credință se roagă a te milostivi spre ei, mângâindu-i și îndeplinind cererea lor, ca să-ți aducă laudă cântând lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Obosiți de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu putem a lupta, nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem, adâncindu-ne în gânduri și în fapte urâte. Pentru aceasta cădem înaintea ta, să ne izbăvești de ispitele ce ne apasă și să ne întărești în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de vrăjmași și să-ți cântăm. Bucură-te, turn de tărie, bucură-te, rază de bucurie, bucură-te, ancoră tare, bucură-te, zid de scăpare, bucură-te, gând întăritor, bucură-te, liman izbăvitor, bucură-te, lumină sfântă, bucură-te, armă nebiruită, bucură-te, înger ceresc, bucură-te, dar dumnezeiesc, bucură-te, al creștinilor apărător, bucură-te, al săracilor miluitor, bucură-te, sfinte, mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Patimile cu care ai pătimit să ne fie în ajutorul patimilor noastre și rănile trupului acoperământ durerilor ce ne tulbură toată odihna. Dă-ne dar în primejdii răbdarea ta, sfinte, ca prin trânsa să dobândim mântuirea sufletului și întărirea neputințelor noastre spre a cânta lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre prefericite. Și cu mulțimea minunilor schimbă cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osândiți cu nedreptate și să nu întunece adevărul pricinilor ce avem după a lor plăcere, că Tu ești Cel ce descoperi toate nelegiuirile și ție ți se cuvine a-ți cânta. Bucură-te în mângâierea celor asupriți în judecăți. Bucură-te biruința ostașilor ce se luptă pentru credință. Bucură-te pământ roditor de fapte bune. Bucură-te floare frumoasă din părțile Siriei. Bucură-te mărgăritar ales de Dumnezeu. Bucură-te trandafir mirositor între spinii idolești. Bucură-te piatră scumpă din comorile Egiptului. Bucură-te dar prin care s-a împlinit menirea magilor de la răsărit. Bucură-te cedru crescut între cedrii Libanului. Bucură-te câmp adăpat de apele Iordanului. Bucură-te strajă neadormită mănăstirilor din muntele sfânt. Bucură-te povățuitor osârnic celor ce merg la mormântul Mântuitorului. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Rămășițele călătorului omorât de gazda cea făcătoare de rău, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, tăindu-l bucăți și îngropându-l în grădina sa, tu l-ai dezgropat a doua zi, refăcându-l precum a fost și dându-i viață,
de care minune îngrozindu-se ucigașul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi, rugându-se să nu-l pierzi. Iar călătorul deșteptat ca din vis după moarte a dat lui Dumnezeu laudă cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Sârguința vinovatului a fost zadarnică de a putea ascunde uciderea acelui străin pe care înoptând la dânsul l-a găzduit, că tu, urmându-i nevăzut pentru dragostea ce avea către tine, te-ai arătat a doua zi ca un ostaș împărătesc, cerând să-ți dea pe călător, despre care tăgăduind că nu ar avea știință, i-ai descoperit fapta și l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta îți cântăm ție. Bucură-te, minune, mai presus de toate minunile. Bucură-te, cel ce ai primit darul de a reface și a da viața trupului tăiat în bucăți. Bucură-te că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta. Bucură-te că cel ucis nu cunoștea de ce este mustrat el, spăimântându-se. Bucură-te că fapta aceasta n-ai voit a o descoperi îndată. Bucură-te că prin economia ta amândoi se găseau uimiți. Bucură-te prin care călătorul și-a împlinit voința închinându-se ție. Bucură-te că și făgăduinței lui ai urmat, aducând în biserica ta mari daruri. Bucură-te al tuturor celor ce aleargă la tine, mângâietorule. Bucură-te al celor ce te cinstesc, mărite izbăvitorule. Bucură-te al fetelor sărace, înzestrătorule. Bucură-te al celor căzuți în datorii ușurătorile. Bucură-te, sfinte, mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Taina aceasta mare a sfintei Pronii, care prin tine s-a săvârșit, Mina, putându-se reface trupul cel tăiat în bucăți al călătorului ucis și a se aduce iarăși la viață, este de nepătruns, pentru care, minunându-ne de darul ce ți s-a dat ție de la Dumnezeu, cu credință cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. Iubitor de sine Eutropie, a făgăduit un vas de argint pentru biserica ta și, făcând două deopotrivă, acela cu numele tău i s-a părut mai frumos decât acela pentru dânsul, drept care a hotărât să-l oprească pentru el. Tu însă, nesuferind înșelăciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui când se spăla în corabie și cu dânsul dinpreună l-ai ținut în mare până când s-a mustrat Eutropie însuși de lăcomia sa. Pentru aceasta îți cântăm ție. Bucură-te că îndată ai scos pe sluga cu vasul din mare. Bucură-te că slujitorul întreg și nevătămat s-a înfățișat stăpânului său. Bucură-te că el, mulțumind lui Dumnezeu, a dus și vasul la biserică. Bucură-te mustrătorului Eutropie pentru îndrăzneala ce făcuse. Bucură-te îndreptătorul purtării sale celei lacome. Bucură-te scăparea slugii de la moarte pentru nevinovăția sa. Bucură-te că prin aceasta ai vrut să arăți puterea adevăratei credințe. Bucură-te că pentru faptă, iar nu pentru lucru, ai înfrânt voința cea rea. Bucură-te că lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta laudă. Bucură-te că numele lui s-a preaslăvit prin facerea minunilor tale. Bucură-te că pentru dânsul ai pătimit ca să biruiești cu dânsul. Bucură-te, mucenice prea folositorile. Bucură-te, sfinte, mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Văzându-se Sofia, o femeie oarecare din părțile Fecozaliei, care venea la biserica ta să se închine, amenințată a fi bagiocorită pe cale de un oștean, a cerut de la tine ajutor cu glas și îndată ai izbăvit-o de năvălirea aceluia, vădindu-l cu rușine câte mai mulți, după care femeia a dat lui Dumnezeu laudă cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Șchiopul și o femeie mută, care de mult timp stăteau lângă biserica ta cu alți bolnavi, așteptând vindecarea,
te-au văzut la miezul nopții zicând, șchiopule, scoală pe femeia aceea și mergi de aici, la care cuvinte, mâhnindu-se șchiopul pentru că s-a căzut depărtat de tine, nu făcea nicio mișcare. Tu însă, repetând porunca, el a trebuit să asculte și îndată s-au văzut amândoi vindecați. Pentru aceasta îți cântăm ție. Bucură-te că șchiopul spăimântându-se a fugit, bucură-te că cea mută spăimântându-se a vorbit, bucură-te că și alți bolnavi ai tămăduit, bucură-te că pe necredincioși i-ai smerit, bucură-te că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit, bucură-te că pe străini i-ai adăpostit, bucură-te că pe flămânzi i-ai hrănit, bucură-te că pe văduve le-ai miluit. Bucură-te al celor din primejdii apărătorule, bucură-te al celor prădați îndestulătorule, bucură-te al Sofiei izbăvitorule, bucură-te al asupriților mângâietorule, bucură-te sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. O prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce-ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care, cu puterea darului Sfântului Duh, le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu puterea darului Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu credința darului Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea sfinte și întru tot lăudate mare mucenice Mina și de minuni făcătorile, primește această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preminunat, scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție. Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și ranele trupului și sufletului meu. De aceea, mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește a mă ajuta cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinurile mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul. Că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat, că cine te-a chemat pe tine în ajutor și nu l-ai auzit, sau cine te-a chemat pe tine de minuni făcătorile și tu l-ai trecut cu vederea, sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău nu i-ai descoperit paguba lui, minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de negustorul acela din pământul Isaurei, care venea la biserica ta spre rugăciuni. Nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui, dându-i îndărăt punga cu galbeni, dar o minune că și din mort și tăiat în bucăți tu l-ai vindecat
și l-ai făcut sănătos. Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt lăcașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce osilea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință, l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine cerând cu credință ajutor nu este trecut cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești sfinte, ca și atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceea și eu, acum fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind și mă rog ție, sfinte, mare mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine, păgubașul și scârbitul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a mărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale și din pagube și din necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.